make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la o nouă serie de pe canalul nostru. După cum puteți vedea, suntem în GTA 5 și da, cum spuneam, face serie, dar înainte să dăm drumul seriei, nu uitați să apăsați butonul de like. Știu că putem face peste 200 de like-uri. Vom încerca să facem cât mai multe misiuni, să terminăm povestea și în legătură și cu FIFA, ne pare rău dacă nu am mai postat în ultima perioadă. Am avut și niște probleme, dar așteptăm acum să iasă și echipele românești, să iasă RNGP-ul și vom face cu echipă din România. Să revenim la GTA 5. Suntem, după cum vedeți, într-un fel de furt, un fel de jaf, mai bine zis. Cred că nu suntem cel cu cagula asta verde, într-o cămașă în carouri, care nu prea mi se văd carourile așa. O vestimentație destul de urâtă, dar nu contează moda, ci banii. Aici, după cum vedem, cred că ce avem în spate sunt droguri, bani, armament, ceva de genul. Ok, să deschidem ușa, dar nu, ce facem aici de început? Să fiu sincer, nu prea cunosc jocul ăsta, Mâță îl mai cunoaște așa, îl are de o vreme scurtă, să spun, de așa de timp. Bun, vedem că aici este o bombă care a explodat, o bombă cu ceas. Dezastru, frate. Ce vom face în continuare? În sfârșit, ieșim. Wow, va fi pericol aici cu curcanii care sunt pe urmele noastre să ne ia mălaiul. Vedeți, acum trebuie să vorbesc și eu ca un infractor codificat, chiar dacă cuvintele astea le știu toți. Iată mălaiul, frate, da, frumos, e împachetat. Cine împachetează bani în folie în ziua de azi? Mamaia. Bun, avem aici și escortele noastre, probabil noi suntem, adică normal că noi suntem rolul principal, suntem aici prinși. Au, lung gâtul, mătii, ia mâna de pe mine. Haide. Știi că faci o greșeală, chiar dacă ești polițist, nu face greșeala asta să-ți riști viața. Ce faci acolo, frate? Ăla e, mă, bine tu, bine, frate. Știu că ne-am transformat și i-am rupt capul ăstuia, Cheliosului. Dar vedem că aici putem fi și altcineva. Nu știu, dar ne mai schimbă oamenii, adică în toate misiunile se vor mai schimba oamenii sau vor fi doar unul? Cred că vom fi doar unul până într-un final. Mă rog, suntem aici și încercăm să ieșim cu banii, încă o bombă. Sunt destul de periculoase astea, aveți grijă, copii. Vă bate mama acasă. Încă o bombă oare? Mamă, ce-mi plac bombele astea. Se ridică garajul și vom încerca să plecăm de aici cât mai repede cu putință. Iată poliția. Poliția pe urmele noastre, frate. Ăla e, mamă, cum a căzut ca în filme. Plonjon a căzut. Încă o mașină. Bă, dar de ce s-a ridicat, frate? Adică ăștia sunt oameni sau sunt roboți? Am ajuns în secolul 33 și nu știu eu. Dă-i, ticule, dă-i, că ăștia cred că au veste antiglos, dar oricum avem și noi mitraliere, șmecherii. După cum vedem din acest peisaj, este iarnă și sunt îmbrăcat nu foarte sumar, să spun așa. Știm că noi acum suntem în anotimpul călduros. Mai sunt copoi pe aici. Iată unul mascat. What the fuck is this? Parcă ar fi un râs. Da, am văzut că ne-am dat capul la jos. Parcă ar fi un rus care încearcă să vorbească în engleză. Așa mi s-a părut că a spus What the fuck is this? Wow, tragem și în geamuri. Ce țintă bună avem, frate. Dar după cum vedem, suntem pătați de sânge. Nu e sânge, mă, sunt roșii. Dar n-am mâncat pițetii. Avem cămașa plină cu roșii. Mamă, dar cât sunt pe urma noastră. Cum am scăpat din această ambuscadă a poliției, dar suntem într-un fel de fermă ceva. Nu-mi dau seama. Oricum am ieșit dintr-o bancă. Asta este clar. Sau un safe. Ceva cu un safe. Probabil reședința unui bogătaș. Vine aici poliția să ne oprească. Ne ducem înainte cât curaj pe capul nostru. Iată că țintim foarte bine. Și acum o luăm la sănătoasa.
Du-te, ticule, du-te, du-te. Aoleu, suntem plini de sânge, parcă am fi într-un film horror, frate. Și unde să ne mascăm? Undeva după mașină, după mașină. Era mișto dacă puteam merge cu mașina. Asta e, frate. Asta e. Du-mă la șeful tău. Dar nu e că se asunt prietenii noștri. Best friends forever. E bine, e bine că am scăpat. Probabil asta zic acum. Dar toți sunt pe urmele noastre. Iată aici o mică cursă să vedem dacă se vor descurca băieții noștri. Ia uite-mă pe mustăciosul ăsta. Cât curaj pe capul lui, e plin de sânge și tot continuă. Cred că nu se poate. O, incredibil, i-a spart capul șoferului nostru. Ai de capul meu. În loc să facem și lui o mormântare. Lua și pămâta de poliția, e prost. În loc să facem și noi o mormântare frumos. Iată că prietenul nostru cel mai bun este omorât, din păcate, nici măcar nu ne putem întoarce după el. Este mult polen pe drum, nu știu dacă alunecă mașina, probabil că alunecă, sigur că alunecă. Un soare cu dinți, aș spune. Mă, dar ce le-am cu clima asta? Iată poliția cum trece pe lângă noi și tractoare pe aici, tot tacâm mult. Este un scenariu de groază, dacă putem spune. Cât pe ce să luăm la perfecție curba, dar din păcate zăpada ne pune mari probleme, ne dă mai mari bătăi de cap. Pericol, pericol la orizont. Și acum trebuie să ieșim din mașină. Hai băieți, reveniți, vă luați o aspirină, ceva. Ți minte când GTA Vice City era acel cod pentru viață, aspirine, așa se numea. Păi nu știu, cred că are și ăsta coduri, dar nu știu niciun cod. Mă, motopolare, ochiul spar, frate, ochiul zeamă, cum se zice. Luneta, nu se poate, încă unul, cei mai buni rămân cei mai buni, sau cum se spune. Noi cred că suntem, cum ți-a spus ăsta care ne-a dat de la început. Ia uite. Nu, cum să murim și noi? Nu se poate, trebuie să vină salvarea. Deci noi cred că vom fi ăla. Nu muri, nu muri, frate. Da, noi suntem ăla. Spune-i mamei că o iubesc. Gata, a pus. A murit, s-a dus pe apa sâmbetei. Mamă, și acum noi trebuie să ne luptăm de unul singur. Deci banii ăștia nu sunt furați pentru noi, mă, înțelege. Sunt furați pentru niște copii bolnavi de tumori și alte boli de-astea foarte periculoase, copii foarte fragili, care trebuie tratați în străinătate. Dar fiindcă statul nu vrea să dea bani, luăm noi bani de la asta. Cum se spune, suntem Harry Potter. Luăm de la bogați să dăm la săraci. Așa, cel mai bine să spargem motorul ăla. Dar nu nimerim odată motorul să explodeze. Aolo, alți coponi pe urmele noastre. Trebuie să ne retragem, retragerea. Aolo, tu-s faninia, mătii. A căzut pe jos. E o femeie. Am luat un prizonier. E bine că am luat un prizonier. A fugit. A venit alții. Salvează-mă, iubi! Cred că e măritată cu polițaiul ăla. Și săracul de noi trebuie să fugim în continuare. Și iată că suntem aici pe stradă. Încercăm să ne ducem undeva. Hai să furăm o mașină pe asta roșie sau albă? Albă, albă. Albă e mai știu eu, mai au mai cum? Mai Audi. A, și ăsta o ia pe asta roșie. Dar sunt ale noastre sau sunt împrumutate? Împrumutate, a? E ceva frumos, deci pe căldura asta avem nevoie de așa ceva. Am lăsat capota jos și s-o luăm la fugă. Iată că nu mai este ăla, cum îi zice, nu mai este polen pe drum. Și unde te duci, bă, nene? No, trebuie să ne ținem pe el, dar ce greu e să te ții, frate. Avem oricum, avem viteză, prindeți, vă dați seama care viteză acest vehicul. Ce urât conducem. Trebuie să respectăm și noi legea, frate. Mori, mori. Mamă, ce urât a țipat. Cum să mai ai puterea să ții pe acolo? Oh, ne-a lăsat cam în spate prietenul nostru. Îl luăm și pe ăsta la alt pe sus. Nimic nu ne stă în cale, cum să spune. Trecem și pe roșu, nu e nicio problemă.
Stai, prietene, mai de capul meu, jaloane, jaloane, facem slalom printre ei. Spectacole, deci asta era de Formula 1, e o mașină foarte, foarte bună. Eu o fac cadou fiul meu când vine din service, să spun așa, că iau-te, oh, ce plăcere avem să dăm peste oameni. Oricum, va ajunge rău mașina asta. Iau-te și pe prietenul nostru cum dărâmă tot ce are în față, chiar și oameni. Ah, păi ce se naște din pisică, tot soare și rămâne, poate că e tatăl nostru. No, nu se poate, ce e asta, frate? Haide, mă, nebunule, cum mai scăpăm noi de aici? Cum mai scăpăm? Trebuie să o luăm pe jos în stilul vechi sau ce, să o împingem? Ha, tu-ți, aia, ui, de capul meu, tu-ți vanilia, mătii de mașină proastă. Misiune failed. Misiune pierdută, eșuată. Din păcate s-a blocat mașina și o luăm de la capăt. Haide, fratele meu, hai mai repede. Poate dacă o luăm pe asta roșie avem mai mult noroc acum. Iată ce ceas furat are prietenul nostru. Se vede că e furat. Da, din nou lăsăm jmecheria jos. Și și-o vom lua din nou la sănătoasa. Dar să vedem destinația, unde vom ajunge. Un te-ai dus nebune, cred că așa strică după el. Da, eu și engleza, baba și mitraliera. Bun, parcă sună telefonul. O, curba asta e periculoasă rău de tot, dar trebuie să învățăm din greșeli. Poate vom conduce și un pic mai frumos acum. Vom omorâ câteva oameni, sunt victime colaterale, nu este nicio problemă. Am intrat într-un pom, dar de ce am intrat într-un pom? Pentru că nu am luat permisul. Ia să vedem unde este prietenul nostru. Ai de cap, iată și cum va ajunge această mașină, cum se vede din față. Mi-e și milă de aia, nu aș face așa ceva, nu m-ar lăsa inima. Era cât pe ce să luăm și pe cel de pe scooter, dar încercăm să ne ținem după prietenul nostru. Iată ce viteză avem, ce viteză avem aici. Bicicliști, nu-i suport, frate, deci dau pe Eurosport numai turneele astea, Giro d'Italia, Tour de France, și nu-mi plac deloc, aș prefera să bage fotbal toată ziua. Am răgușit. Unde te-ai dus, nebune? Iată, o ia pe aici pe scurtături. Noi, eu nu știam tichitele astea, să spun așa. Spune că drumul cel mai scurt e cel mai greu. Și iată că așa este. Era cât pe ce să mai pierdem și această misiune. Era să zic misiune. Bun, am ajuns cât mai departe. Dar iată că trecem câte o stradă și dăm de câte ceva. Lovim câte un lucru sau omorâm cât un om. Iată ce frumos, mai de capul meu. Dacă aveam o parapantă mai mare, ce frumos făceam acolo. Dar încercăm să ne ținem pe prietenul nostru, atât de bine conduce noi. Dăm în toate dâmburile și în toate stâlpurile și în mașinile, evităm foarte frumos, foarte frumos aici. Parcă am fi conduși de un copil cu maneta. Bun, nu te mai duci, bă, n-ai obosit? Eu nu oboseam dacă conduceam atâta. Și era să dăm peste autobuz. Ce bine l-am lovit pe ăla. Intrăm într-o spălătorie. Nu, este parcare, o parcare. Credeam la prima vedere că era o spălătorie, ceva de genul. S-a dus prietenul nostru. Dacă câți prieteni avem? Numai unul și unul, dar niciunul nu are 8 clase. Ce mașini conduc? Oare cum am învățat ei să conducă mașinile astea? Mă întreb și eu, fără pic de școală, fără carnet. Și am ajuns cu mașina aproape ruptă. Iată, parbrizul spart. Nu e... Dar oricum e mai frumoasă ca lui, într-adevăr. Și noi suntem mai frumoși, da, decât el. E parcă un marocan plin de bube pe față, nu știu, așa mi se pare. Dar uite ce față de maimuță are. Noi suntem elegant, frumos elegant, decât
Da, ne-a luat poliția în vizor, dar n-are ce să ne facă și la poliția că ne duc. Ne ia poliția la poliție. Sună asta. Oh, dar suntem înconjurați, vedem. Cum să scăpăm noi de aici? Vom găsi vreo soluție. Ăla e, mamă, dar cât de bine l-am evitat. Suntem urmăriți, dar iată că încercăm să scăpăm de ei. M-am lăsat în spate, avem mașină foarte bună. Este Ford, cred, această mașină. Și mai trecem de încă unii. Mamă, ce nu suport pietonii ăștia. Iată, mamă, dă-i peste asta. Dă-i peste... peste ăsta. Nu l-am luat. Încercăm să scăpăm de ei. N-ar trebui poate să schimbăm mașina sau să luăm un... știu eu, un... cum să zic, doamne, nu vine cuvântul meu, un elicopter. Un elicopter ar fi foarte bun. Dar nu nimic... ne descurcăm și cu mașina. Unde ar trebui să ne ducem? Nu știu. Poate unde ne duce vântul. Trebuie să scăpăm de poliție. Și apoi vom vedea unde ne vom duce. Dar am făcut misiunea, nu? Misiunea asta care am avut acum. Este bine că am terminat-o. Și am scăpat de poliție, oare? Nu, n-am scăpat. De ce te-ai oprit? Nu știu. Dar mai avem puțin, înseamnă. Vedem și podul acesta foarte mare. Am scăpat de poliție. În sfârșit, doamne. Și acum să o luăm pe drumul nostru. Să mergem. Mai avem 56 de mile. Probabil asta înseamnă, da, pentru că este o distanță destul de mare. Între timp, prietenul nostru a dovedit a fi un trădător, nu ne-a ajutat la nevoie, eram acolo, sunam repede la salvare și am luat pe ăsta de aici, că îl omoară poliția, e nevinovat. Haide frate, are puțin lag, dar merge destul de bine, să vedem unde ne vom mai duce, este cât mai aproape de punctul nostru, am ajuns acolo unde trebuie, tot în aceeași parcare, nu? Premium Deluxe Motorsport. Wow. Și iată că mașina noastră era acolo ca banner, să spunem așa. Uite și pe planfă ăsta. La ce tot te schivează așa la noi semnele alea obscene? Bun. O să-l bată pe ăla? Cred că-i rupe botul. Cred că zice acolo, bă, vezi că dacă mai faci figuri de-astea, o iau pe măta, una, două. Na, și ăla te pomești cu o fi taxul, gheliosul ăsta. Hai mă, în gâtul mătii. În sfârșit, iată, ce vom face, vom lua iar mașina asta? Da, oricum are un motor super șmecher, am văzut acolo. O, alte mașini, o luăm pe asta albă. E foarte tunată, vedem aici. Și se urcă și planfă ăsta cu noi. Planfă ăsta va fi numele tău. Și ne vom duce Boulu planfă. Asta e Boulu planfă, credeam că e planfă în persoană. E Boulu planfă, mălai mare, dacă vreți să-mi mai spuneți așa. Bun. Mergem cu mașina. Poate, uite, uitați acum am vândut două stâlpuri până acum, trei și un om care l-am omorât. Bun. Intrăm în garaj, dar de ce intrăm în garaj? Asta e casa noastră, mamă, dar ce reședință avem. E toată muncită cu trudă, numai muncă dreaptă. Și am terminat misiunea, am ajuns cu bine acasă, ne vom alege oare o vestimentație nouă? Vedem aici niște cămăși, training-uri, haine. Bun, am reușit să facem această misiune și da, să ne schimbăm hainele. Nu-mi place, haine urâte. Bine că era o haină parcă galbenă, mai așa, mai frumoasă, dar așa ne vom schimba... niște ochelari. Nu, stă. Hai că stă bine. Hai că merg și niște ochelari. Dar ce mai face aici? Că nu-mi dau seama.
A, șapcă, nu, nu merge șapcă, suntem prea cu calare, am fi prea cu calare. Pe alb, parcă e mai bine. Acea, o jachetă în alb. O, și training-ul ăsta, așa, parcă e training, nu? Nu, parcă mai știu, erau blugii, nu știu. Și Adidas era să lunghete de iarnă. Iar astea alte nu-mi plac deloc. Da, blugii negri sunt mai frumoși, dacă erau puțin conici, erau super frumoși, dar oricum nici corpul lui nu l-ajută așa să-și ia haine mai frumoase, să spunem. Avem acolo și o trusă de prim ajutor, după cum vedem. Ce am făcut acolo? Ceva la GPS. Să ne ducem oare în pat să dormim? Sau ce vom face? Dar iată cum merge, parcă ar fi în casa altuia. Păi mai știi? El doarme pe străzi, e un golan mare. Suntem tot în casa noastră. Să vedem ce vom face. Oare vom bea și noi? Da, ne facem și noi viața. Ce plăcere! Bere, da, sau e șampanie? Cred că e bere, da. Pizza, ceva de la o pizzerie, probabil. Nu știu, pentru că așa mi se părea. Ia, asta este iubirea noastră. Oare putem să o futem, frate? Dar văd că stă așa provocator. De ce nu se dezbracă? De ce nu face ceva? Mamă, ce nervi îmi face. De nervi o să o batem pe asta. Ah, ce pumnul râd. Dacă n-a vrut să-și o tragă cu noi. Era vorba aia. Iară vine miliția. Nu e bine deloc. E bine, acesta a fost primul nostru episod din GTA 5. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Știu că putem face peste 200 de like-uri. Noi vom încerca să postăm cât mai mult din această serie. Vom încerca să fa adică vom face și cu FIFA când va apărea RNGP-ul. Cum spuneam, acesta a fost primul episod. Eu am fost Ultra FIFA. Până data viitoare, sayonara!